Астăzi am venit să depunem listele de candidați a blocului electoral Renato Usatăi, cu speranța că după data de 11 iulie, după alegerile parlamentare anticipate, se vom reseta țara. Am venit cu speranța că tot cei care au distrus țara în ultimii 30 de ani, o parte din ei să plece în istorie și a doua parte sper să meargă la pușcărie, la penitenciar. Sunt blocul Renato Usatăi, astăzi este fără foști, miniștri, deputați, necătând că posibil printre dumnealor au fost și persoane oneste, dar echipa a decis să mergem doar cu cei care au luptat și au muncit începând cu 2013, când am fost scoși în 2014 din alegeri. Am avut cele mai mari presiuni asupra noastră. Mergem cu oameni integri care nu au fost ținta unor atacuri, nu au participat în diferite investigații în mass media independentă. Dar au trecut vreun test de integritate la dumneavoastră? Da, noi n-am făcut test de integritate. Testul de integritate în cazul nostru le-au făcut cetățenii, deoarece, spre exemplu, dacă noi astăzi avem în listă mai mult de 10 primari și toți acești primari au 2-3 mandate câștigate. Sunt 9 primari de oraș. Știți cum în prima campanie au mers la cetățeni cu promisiuni, dar deja când votează a doua, a treia oară, deci testul de integritate l-au trecut în localitățile care le conduc. Mai bine ca primarii orașelor și satelor, nimeni nu cunoaște problemele reale a cetățenilor. Și în toate sondajele cunoașteți foarte bine că, în primul rând, cetățenii au încredere în autoritățile locale, cei care zilnic le hotărăsc problemele. Ne-am străduit ca să fie prezentați specialiști din diferite domenii, dar oricum accentul am pus pe persoane care sunt după profesie juriști, deoarece avem nevoie de foarte multe proiecte de legi. Avem nevoie pentru a reseta țara, o să avem nevoie și de o Constituție nouă, deoarece această Constituție care avem astăzi, cu părere de rău, a fost băjăcorită și violată de mai multe ori. În lista de 103 candidați care am acum colegii. Ne spuneți primii 5 măcar? Da, voi spun și 10. Hai. Am vrut să menționez că sunt 24 de juriști, 16 economiști, 12 ingineri, mai mult de 10 pedagogi, medici, ecologi, diplomați inclusiv. Cei ce ține de listă ce vă interesează pe dumneavoastră, eu sunt sigur că îi cunoașteți foarte bine, cel puțin cetățenii îi cunosc bine. Deci, primul pe listă, Renato Usatăi, al doilea, Elena Grițco, 3, Cașu Ileanu. Cred că nu trebuie să le spun datele geografice, îi cunoaște toată lumea. Numărul 4, Cereteu Nina, cei care nu cunosc, este primar de Drochea. Numărul 5, Ciubașencu Dumitru, 6, Onuțu Stela, primarul de Glodeni. Numărul 7, Victor Petrioglu, primarul din Vulcănești. Numărul 8, Osăianu Ion, din partea municipiului Bălți. Este omul care a făcut o regulă perfectă, cei ce ține de aprovizionarea școlilor și grădinițelor. Bălțul n-a fost țintă niciunui scandal ce ține de calitate alimentării a copiilor. Numărul 9, Băleanu Natalia. Numărul 10, Severin Alexander, primarul orașului Fălești. Numărul 11, Igor Pohilă, un avocat care ne-a sprijinit pe noi și este la noi în echipă începând cu 2014, când am început. Numărul 12 este Ciubaciuc Roman, primarul orașului Cantimir, în 3 mandate. Numărul 14, Pleșca Eduard. Numărul 15, jurist avocată Bairam Natalia. Da, suficient, domnule, da, să ne spuneți. Văd că sunteți așa sigur pe forțele dumneavoastră, da. La ce, câte mandate sperați? Cetățenii vor decide câte mandate, dar eu tot timpul mă bazez, știți cum, sondajul eu fac în discuții cu cetățenii.
mai mai uit ce se întâmplă la Dodon. Pe masă, ca de obicei, știți cum, mă refer de sondajele reale care iau și le face o dată la 10 zile. Astăzi sunt 4 partide care trec, vor fi în viitorul Parlament. La cine e cel mai mare contracandidat al blocului Renato Usatăi? Deci contracandidatul blocului Renato Usatăi este corupția, culioacele, toate fărădilegerile care au avut loc în țară. Astăzi noi vom merge în această campanie cu un slogan. Da, este sloganul cu care am trăit toată viața mea, puterea în adevăr, în rusă, sila pravde. Dar astăzi pe noi ne reprezintă un slogan care sună foarte bine limba rusă, blok Renato Usatăi, это добро с кулаками. Добро с кулаками, ca să traducem la cei care nu cunosc, poate. Deci mână de fier în mănuși de catifea. Noi am rezistat... De unde v-ați inspirat? Toată țara cunoaște că am făcut lucruri bune toată viața mea, dar pentru a face lucruri bune la nivel național, este nevoie de o mână de fier. De asta și când ne-am gândit noi cum să mergem, am decis că va fi anume așa. Important este astăzi ca această campanie electorală să fie, sper să fie o campanie a ideilor, a ideilor și programelor care într-adevăr pot fi realizate. Că astăzi când la noi unii promit salarii ca în Europa, alții pensia ca nu știu unii, dar noi nu avem în 30 de ani elaborat un plan de modernizare a țării în toate domeniile cele mai importante. Astăzi ne-ați spus că va fi o campanie murdară. La ce vă așteptați dumneavoastră? La ce provocări cel puțin pentru blocul Renato Usatăi vor apărea? Deci toate atacurile în această campanie electorală va fi... Toată campania electorală, cel puțin la Dodon, că de-am acolo care din trânșă, e nire și care nirea să deja mult cu toată țara, încearcă să înțeleagă în ultimele două zile. Dar strategia care au făcut-o ei cu Voronin, atacurile vor fi doar în adresa mea și în adresa PAS-ului. Chiar noaptea citeam punctele de bază care le-au pregătit, că i-au dat ceva să citească la Voronin, să nu uite despre ce să hodorizească la tine. Dodon i-a pregătit pe socialist. Că Usatăi cu PAS-ul pregătește unirea cu România, să aducă NATO, să interzică limba. Adică, deci atacuri de aberații, vor fi foarte multe fake news, vor fi înregistrate partiduri și blocuri fake-uri. Eu vă este frică că veți fi scos din cursa electorală? Știți cum, de data asta, dacă în 2014, când și-a permis Plăcutniuc cu Filat atunci la momentul acest lucru, apropo în favoarea lui Dodon, că altfel nu avea să treacă pragul dacă nu ne scutiu pe noi din cursa. Atunci n-am avut experiența politică și chiar, știți cum, spiritele erau aprinse. Noi, neavând experiență mare politică, nu știam cum să ne comportăm. Dar în situația de astăzi, eu vă asigur că dacă o să încearcă să ne scoate pe noi din alegeri, apoi scot-o pe noi și pe toți, înțelegeți? Ori să eu... Credem că am luat deja și un specialist, sudor, care e permanent stă pe lângă oficiul, dar trebuia să-i sudez pe dânșii pe tățul în oficiul. Vă asigur.